În cât timp crezi că îmi găsești numărul de telefon al lui Giovanni Podcovaru? Nu știu. 48 de ore, italianule. Și ți-o spun direct, italianule. Dar, în schimb, ce o să primesc? Ce o să primești? Hello, future millionaires! Ce faceți, babaeți? Vă salut, doamnelor și domnilor! Numele meu este Don Stefanos și vin dintr-o galaxie foarte îndepărtată numită Andromeda. Tocmai mi-am dat șosetele jos. Wow! Uitați ce șosete mi-am tras, frate! Șosete invizibile! Să-mi dau ochelarii jos să vă văd și eu mai bine. Cu e ce în sticlul ăsta? Cu ce în sticlul ăsta? Încă vă și sufletul vostru. Cum să fie bule de aer, bă? Auzi ăsta, bă, bule de aer. Bule de aer, da? Fiți atenți. Mă duc să arunc. Bem și noi un vin, băieți. Merlot Cabernet Sauvignon. Ediție limitată. Vreau și eu cu băieții mei de făceat un vin. Je ne parle très bien le français pe... Let's deguste. Ei, pentru că și ei nu vin de la noi și... Vă salut, domnilor! Bine ați venit în această seară. Eu sunt Don Stefano și astăzi o să servim un Sauvignon Blanc. Oui, monsieur. A zis unul că ai sacou de la Zara Kids. Ce Zara Kids, băi, animalule, ce ești? E făcut în curcan. Made in Turkey. Slim fit, bitches. Păi, slim fit, ești nebun. Uite cum vine pe mine, e perfect. Ești nebun la cap, ia uite-l. Fii atent. Yeah. Yeah. Mă, că stă bine, mă, ești nebun. Mă, că e bine, mă, voi ce aveți. A zburat nasturul, mâncă v-aș gura. Mâncați-aș gura ta. Mă, ce-a fost asta, băieți? Mă, jur că nu-i sacoul meu. Bun, parcați aici. Salutare și bine v-am găsit la ședința săptămânală. Ceea ce am aici în mână este un micro SMG. Joi am primit un apel de la un domn misterios, spunându-mi că printre oamenii mei, nu toți sunt oamenii mei. O să-mi scot telefonul și o să fac un hotspot. O să te rog, Tudor, să intri pe... Da. O să zic parola imediat. Contacte. Mai jos. Ia de la G. Top. Nu e Giovanni Podcovaru. Domne, Giovanni Podcovaru este un fost prieten al meu și am făcut afaceri cu el. Răzvan, parola 123. Contacte. Scroll. Cine e ăla? Donald Stefanos. Ia, dă să-i vă numărul. Prieten mai îndepărtat. 26666, ce număr urât. Dă-i back. Lorena, ce faci? Chiar nu știi cine este acest domn pe nume Giovanni Podcovaru? Nu, n-am auzit niciodată de el. Nicolae, chiar așa nu vorbești cu nimeni niciodată? Nu prea. Ula mie! Bă, la el! Luați-le mașină pe sclavul ăsta. Hai, intră în G. Ne-ai văzut cu arme acolo? Nu. Am tras după tine, de cum nu? Haide. Bun, tu o să stai în genunchi în tot acest timp aici pe cutie. Cine se bășește? Momentul este că noi nu... Cine s-a bășit? Nicolae, te-ai bășit? Lorena? Eu am nevoie să urinez, dar... Mă duc la baie dacă mă lăsați. Ce vrei să faci? Păi aici și nu-ți dai pantaloni jos că te omor. O să rămână cu mine... De fapt, prea mult pierd timp cu ăsta. Data viitoare să nu mai sifonați, ați înțeles? O să vă prind și pe restul, să știți. Cum te simți, Ardeleanule? Un tic, obosit. Un tic? Un chec. Hai să discutăm ceva, Ardeleanule. Puneți, domnule. O simplă întrebare o să spun în seara asta. Cui îi ești loial? Domnule voastre, sunt loial. V-am spus de la bun început că chiar vreau să fim prieteni. Am muncit din greu zilele astea. Te mai întreb o dată. Cui ești loial? Dumneavoastră vă sunt loial, domnule. Ardeleanule, nu mă minți, Ardeleanule. Nu-mi place să mă minți.
Mai știi când m-au luat niște băieți pe insula Caiu și m-au pus în genunchi? Nu, n-am mai fost acolo de foarte mult timp. Păi da, s-a întâmplat acum foarte mult timp. Câteodată uite, îți dădeai masca jos. Sunt în stare să iau un glonț, poate că dumneavoastră, domnule. Tu ești cel mai loial om pe care îl cunosc. Dar cu toate astea am oameni care nu sunt ai mei. Domnule sensei, am să vă demonstrez personal că vă sunt loial. Hai să mergem. În valoare de 200 de mii, da? E bine, da? Ia două fete în patrulă, nu pot să cred. Atăiți. Da, bună seara, vă rog frumos. Ce prost sunt? Bună seara. Coriciua, bună seara. Cadet Noemi Bordeaux din cadrul IPJ Los Santos. Oh, parle français? Vă rog să-mi prezentați și mie un permis și un buletin. Oui, oui, ce n'est pas problème. Domnule, aveți idee pentru ce ați fost oprit? Oh, mademoiselle, je ne sais pas. Pourquoi ai-je été arrêté? Domnule, ați fost oprit pentru că ați folosit nosul. Oh, mon dieu! Moi? Da, da. Domnule, dragă, de data asta o să vă ofer un avertisment. Oh, merci, merci du fond de la cœur. Merci très, très beaucoup. Bonne, bonne nuit, bonne noir. Asemenea, cu grijă data viitoare. Am copilărit-o prin Franța puțin, așa, așa, așa. Cum te numești? Alexuțu. Auzi, dar tu cum ești la ora asta în oraș? Am dormit până acum, de dimineață, de la 12. De la 12 până acum ai dormit? Cam da. Păi tu nu ești sănătos? Păi da, sănătos, dar eram obosit. Păi și mâine? Cum te duci la școală. La facultate? Nu, da. Ai făcut ce trebuie pentru facultate, teme, toate alea? Da. Ai învățat tabla mulțirii, împărțirii, adunării, a scăderii? Da. Zici și mie cât fac radical din 9. 3. Radical din 64. 8. Bun, optim? Vreau să-mi spui și mie cât face 2 da. Plus 2 împărțit la 2. 3. E bun ăsta, mă. Ce s-a întâmplat în 1989? În 89 a fost revoluția. Ceaușescu, împușcături, alea. Fii atent că-ți pun o întrebare. Dacă am exista cumva într-un univers paralel, unde vârsta noastră este dublată față de cea în realitate, câți ani ai avea? Da. Eu? 18. Păi eu la 9 ani, ce făceați voi la 9 ani cu aia? Băi, rataților, ce făceați mă voi la 9 ani? Vă luați țepe pe metin cu aia. Mergeam cu caprele. Dar ce, vrei să mă iei în brațe? Da. Mai bine, ia mă, dar să nu ne vadă nimeni. Ce mi-e drag de el, bă, nu mai pot de el, jur. Gata. Bun, deci avem șofer, un artist care cântă și noi patru. Filică? Da. Ți-a scăpat asta? Domnul Vortex, poate ne cânti ceva așa, solo. Stați să scot din buzunar aici, să-mi reglez chitara. Și să cânti Vara nu dorm? Cred că era mai rară. Un pic mai rară, da. Salut, pentru cine lucrați? Pentru nimeni, suntem lăutari. Da. Sunteți înarmați? Cu vocea. De ce nu? Bun, așa-mi place, gata. Măi, i-am văzut pe ăsta ce cântă. Auzi, fii atent, știi vreo melodie machidonească? Da. Asta e, bă, regele meu! Picături de ploaie ca din cer chiar acum. Și ce dacă plouă, eu nu mă întorc din drum. Mamă, cum e asta? Duc dog originalul, te auziți. Mersi mult, băieți, de cursă. Eu mă retrag. Seară bună. Asemenea. Seară bună. Salut, Ramirez, ce faci? Dacă se pare pe mine că am lipsit câteva zile, dar nici chiar așa. Routerele astea le vezi? Ia încearcă o parolă la ele pe telefon. Ce-i asta, mă, vreau să...
arată-mă telefonul, nu porno! Că... Îți arată telefonul cu telefonul. Știi de ce ești aici, nu? Există un domn în oraș care mă deranjează. Într-o seară, acel domn m-a sunat și mi-a spus că oamenii mei nu sunt ai mei. Ești primul vizat, să știi. Poate vrea să te distrugi singur. Angelo? Mă scuzați, cred că suntem filați. Bagă mașina aici cu spatele. Bun, fii atent. De tare în față, spre casa bunicii. O să mergem într-o mică excursie. Mr. Wank? Alo, yes. Hello, Mr. Wank, ce faci? Supărat, foarte supărat. Ia o mașină off-road sau un motor și vino unde îți dau eu locație. Bă, tu ce faci? Cu cine vorbești? Băi, tu vorbeai la telefon? Băi! Care ești? Politician. Urcă mașină, urcă-mă odată mașină. Mama. Bă, ce faci, băi, politicianule, băi? Băi, politicianule! N-am știut că se răstoarnă. Ce n-ai știut? Prostul satului ce ești! Îl iei în brațe, pe ăsta și-l cari. Vreau să cânti un cântecel. Haide. Un elefant se legăna pe o pânză de păianjen. Și pentru că nu se rupea, au mai chemat doi elefanți. Trei elefanți se legănau. Un elefant. Patru. Un elegant. Un elegant! Elefant, elegant. Au mai chemat un elefant. Șase, un elefant. Șase, un elefant. Șapte, un elefant. Șapte, un elefant. Am obosit. Ai obosit? Nu, gata. Dezbracă-te. Eu? Nu tu! Luați și voi loc pe o stâncă la puțul elefantului. Italianule, cine este Giovanni Podcovaru? Un om cunoscut în oraș care face afaceri. Italianule, mă trădezi? De ce te-aș trăda? Nu. Ce situație m-a pus cârnatul ăla de Giovanni Podcovaru. Mecanicul ăla bășit. Giovanni Cârnatul Pantofaru Podcovaru. În cât timp crezi că îmi găsești numărul de telefon al lui Giovanni Podcovaru? Nu știu. 48 de ore, italianule. Și eu ți-o spun direct, italianule. Dar, în schimb, ce o să primesc? Ce o să primești? E destul? A primit destul, cred. Cum adică ce primește? Doamne, și era băiat bun italianul. Cum să zică ce primește? Da, Malekasan. Ce face japonezul pe scara avansat? Își face curățenie. Ai face ceva pentru mine? Aranjează-mi o întâlnire cu domnul G. Nu mă bag în ăsta, dacă vă certați după aia și pic eu la jumate. Ideea e că eu sunt pregătit de orice, să știi. Bă, am vorbit la agenția de turism azi. Așa. Să iau bilete la coaiele mele, să meargă și ele în vacanță la tine în gură. Ne ducem, bă. Tu, domnul Diego Ramirez, simte-te bine, relaxează-te. O să am eu grijă de nevastă ta. Înapoi la treabă, vezi. Bă, dar să vă arăt ceva, că mi-ați adus aminte, bă. V-am zis și eu ieri să-mi aduceți aminte de Michael Jackson. Fiți atenți aici. M-au pus și pe mine aici, a? Hai să vedem stresul. As a speaking sample for a... Fii atent. Când vreodată, bă, rataților, aduceți-mi burgerul înapoi, bă, mi-ați luat burgerul, bă. Când vreodată, bă, rataților, aduceți-mi burgerul înapoi, bă, mi-ați luat burgerul, bă. E la școală, în clasa întâi, burgerul, bă. Aduceți-mi, bă, burgerul înapoi, băi. Ești foarte anuzant, să-mi bag p***a mea, da. Bă, băga mea și p***a în staful fruplitul. Urânzie, vreau să-i spun că sunt Donald Ștefano, zici s***ului care are 100 de chile la 1,20 m. Doamne, Dumnezeule, ce am putut să dezlănțui, Dumnezeule? Doamne, coi! Salut, domn, prietena mea, numai la Sasa, m-a uit la tine. Spune-i Samal Ase. Ascultă-mă bine aici, domnișoara, prietena lui George Esco. Ce ai dori să fac într-o seară de joi, prietenul tău, George? Să fie cu băieții la o ruletă, la o păcănea? Să se uite după curul aia care îi aduce un capi nectar? Să se uite și să dea roșie neagră?
Ha? Să fie rupt de beat și să se certe cu tine? Tu ce dorești să facă prietenul tău într-o joi seara? Decât să se uite la un content calitativ. Ce vrei? Să se uite pe GSP, să se uite la fotbal cu tine, la tenis? Să spargă semințe, să bea bere cu burta umflată de bere? Să înjure de pe jucători, să înjure de maimuțoi? Îmbrăcat, elegant, parfumat. Acum sunt băieții și plecăm la dețat. Până dimineața, să ne facem viața. Oho, te pup! Salut, salut! Parchează mașina! Da? Da. Konnichiwa, domnul Cristofor, el este angajatul meu. Bun. Spune ce dorești. Doresc un pistol cu apă. Bă, vorbește mai tare, n-ai coaie. Doresc un pistol cu apă, domnul. Ce faci cu el? Doresc să-l folosesc dacă cineva se va lua de mine pe alea mirilor. Am înțeles, și o să-l protejez pe domnul ăsta? Da, da. Bun, eu o să-l dau lui și el ți-l dă ție. Să nu ne împuși dracu pe aici. Și te descurci cu o armă așa mare? N-am folosit niciodată. Mi-ai mai tras cu armă? Dă-i eu, domnule, să vedem cum îi stă cu ea mână. Nu putem merge la un poligon. Ia uite poligon, ce poligon, măi, băi, Alexis. Hai. Băi. Băi, lasă-mă armă jos, mă, lasă armă jos, ești băbălău. Măi, lasă armă jos. Arma pe tine, dacă cineva a tras colegul, am murit. Are armă pe tine. Dacă cineva a tras colegul, am murit. Are armă pe cine? Pe mine are armă cineva? Băi, ia stai-mă așa, ai armă pe tine. Băi, ai armă pe tine. Să semnezi demisia, bă, dacă pățești. Auzi la ăsta, coaie. Sunteți șmecheri doar cu arme, domnule. Haideți, fați-mi față, mă doriți. Bă, unde ne-ai băgat, bă, Alexu? Deci tu lucrezi la serviciu, să înțeleg. Am lucrat. Ce-ai făcut acolo la serviciu? Multe. Le zicea la clienți că e în pușcă dacă nu-i dădeau șpa. Pe cine s-a menis, mă, dacă acum abia chip am cumpărat-o? Dar pare că știi să o folosești, adică... Am încercat, dar nu prea știu că nu am apucat să încarc. Cum are dacă știai să încarci, eram mâncați, e? Erați morți toți, bă! Spune-le, Alexuțule! Sunt doar o singură persoană. Oh, shit. Mersi mult, băieți. Trebuia să înveți o lecție dureroasă. Hai, te Dani. Ceau, noapte bună. Iubiți-vă, familia e foarte importantă. Sunt Don Stefanos din galaxia Andromeda. Vă urez o noapte liniștită și cam atât pentru astăzi. Mersi mult de like, de subscribe, de donații, de toată susținerea și de tot engagementul din chat. Noapte bună tuturor, boys, regii și reginele. Ciao.